Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hello Neighbor. Iată-ne din nou în joculețul ăsta și astăzi am ceva cu adevărat special pentru voi, pentru că am reușit să strângem 1 milion de abonați în Hello Neighbor. Pentru că, după cum știți, în jocul ăsta mai nou poți deveni YouTuber și sunt tare curios să văd dacă o să primim obiuri noi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai facem și alte episoade, poate până când terminăm acest nou mod, pentru că mi se pare absolut genial ce au reușit să facă băieții ăștia. Și butonul meu de 100.000 de abonați am să îl dau vecinului. Ia, vecine, vină încoace să primești acest buton. Băi, și vreau să văd cine a apăsat pe butonaș prima dată, mă. Deci nici mie n-a început episodul și voi deja ați dat pe like. Sunteți unii dintre voi care faceți chestia asta și vă mulțumesc din suflet. Vecine, ia butonul de 100.000 de abonați. Așa, ia-l de aici. Puc! Mamă, mi l-a aruncat, nu-l vrea. Băi, chiar butonul, uite, maxim finit, 100.000 de abonați, adică... Hai că îl duc în casă să îl fac cadou. Hai, vecine, că ți-l fac cadou aici, ia să vezi cum ți-l dau. Uite, îl punem așa, că ne cunoaștem cu vecinul și din cauza asta suntem prieteni, înțelegeți? Am să ți-l bag în frigider, așa. Pune în frigider, perfect. Ah! Ok, nu trebuia să mă prindă la faza asta, dar nu e nicio problemă. Putem să mai navigăm orașul, dar cred că în episodul de azi o să începem direct cu obiurile, pentru că de fapt mi-a apărut un obi nou în momentul în care am ajuns la 1 milion de abonați. Așa că hai să mergem direct la calculator. Mergem aici frumos, apăsăm pe E și hai să vedem ce urmează să se întâmple. A, și astăzi vreau să comand și chestii de pe market. Ok, asta o să facem astăzi în episod. O să comandăm și chestii de pe market. Dar uitați-vă, deci știți că ăsta era ultimul obi practic pe care îl făcusem și acum avem Giant Neighbor House, adică casa uriașă a vecinului. Hai să vedem. Avem de mers prin casa vecinului care aparent s-a făcut uriașă și noi suntem foarte, foarte micuți, dar sper să fie totul în regulă, să reușim să facem timpul necesar. Obiul ăsta mi se pare mult mai bine realizat decât celelalte obiuri, sincer să fiu, pentru că, nu știu, e mai tematic așa, dar e la fel de greu, adică, uite că l-am luat. Perfect, bun. Vecine, ce faci tu? Dormi? Nu vezi prin ce trebuie să trec eu? Ok, avem ceva care se rotește. Grijă mare aici la astea pentru că riști să te atingi de ele când sari. Bun, mergem pe scăriță, luăm checkpoint-ul din nou. Și mi se pare foarte, foarte genial ce au făcut băieții ăștia care au făcut modul. Video Game News, li se zice. Și noi am mai jucat modul în trecut de la ei, dar niciodată un mod atât de avansat, frate. Opa, ușurel, luăm checkpoint-ul de aici, țac. Rapid, rapid de tot. 130 este timpul de aur. Așa că trebuie să fac neapărat timpul de aur, pentru că, știți, și data trecută nu am făcut timpul de aur și n-a fost nicio problemă. Dar ar fi mișto dacă am reușit să-l atingem, dar cred că sunt destul de departe pentru a putea face timpul ăla. Măcar să nu fac timpul roșu. Timpul roșu atunci e rău. Hop, hai că am sărit direct. Am reușit să trecem peste câteva. Hopa, sărim aici checkpoint direct. Te omoară dacă nu reușești să stai pe platformă. Așa, luăm de aici checkpoint-ul. Deci asta e casa uriașă a vecinului în care suntem acum. Hopa, hopa și tu, nu! Mamă, de fiecare dată mi se întâmplă chestia asta. Dau în față și vreau să mă dau puțin în spate și el se duce până pică de pe platformă. Și checkpoint, yes. Bun. Aragaz, lasă-mă în pace, aragaz. Checkpoint. Sărim direct. Hai că sărim direct dacă e. Așa se sare direct. Ha, mă, frate. Au făcut special, au pus așa ca să nu poți să sari direct. Dar... Yes, am reușit! Măcar n-am făcut timpul roșu, frate. Timpul roșu ar fi fost nașpa pentru noi. Dar, iată că n-a fost să fie. Am făcut... Mamă, câte vizualizări am făcut la videoclipul ăsta! Cu 3.600.000 de vizualizări pe video ăsta și 500.000 de abonați! E nebunie, ne uităm și noi la comentarii aici, dăm și un like, dați și voi un like la videoclip dacă nu ați apăsat încă butonașul, sper că l-ați apăsat în acest moment și zice congratulations, ai trecut de 1 milion de abonați, ești cel mai tare YouTuber, iar acum avem obiuri noi iarăși, nu cred, și următorul milestone este la 10 milioane de abonați și acum avem 1.600.000 de abonați, mamă, la 10 milioane de abonați avem obiuri noi iarăși? Nu cred că de șmecherie. Hai să vedem, mi-a dat butonul de... Ar fi trebuit să-mi dea butonul de 1 milion. Cred că e la ușă, hai să vedem dacă mi-a fost livrat de curier.
Oh, butonul de 1 milion! Doamne, ce frumos este! Și pe cum vedeți, este prezentat pentru Max Infinite. Ideea e în felul următor, eu nu am buton de genul ăsta, astea sunt butoanele noi, generația nouă, să zic așa. Eu am buton de pe vremuri, de 1 milion de abonați, când am făcut eu, dar, măcar am în joc buton de ăsta nou și șmecher. Bun, hai să-l punem aici, îl rezemăm și noi de calorifer să se încălzească, că pare că e cam rece. Și hai să mergem să continuăm cu următoarele obby-uri, să vedem ce se mai întâmplă. Bă, îmi place mult, mult de tot ce au reușit să facă băieții ăștia cu modul ăsta. Avem omul de înghețată. Pică înghețată din ceruri. Mamă, frate. Trebuie să avem mare grijă la asta. Mare, mare grijă. Are și mașina de înghețată aici, după cum observați. Ne-a mai făcut un obby cu omul de înghețată, dar ăsta mi se pare că îl întrece cu siguranță. Pentru că avem peste tot numai înghețată care zboară. Ușurel. Ok, mă gândeam că o să alunec la faza asta, dar a fost în regulă. Roșii, frate, astea sunt cele mai enervante. Dacă reușești să treci de astea, este perfect. Dar eu momentan mă cam chinui să trec de ele. Așa, trecem și de asta. Dacă faci săriturile la, nu știu, la aceeași distanță, vedeți că eu reușesc să trec foarte, foarte ușor. Problema la chestia asta e că nu ai checkpoint decât după ce ai trecut de toate. Și aici era să pic. Deci aici, pe bune, fără niciun mișto, era să pic. Nu, am alunecat de pe înghețată. Nu se poate așa ceva. Nu, iarăși. Aici ai gold time mai mult, ai 230. Înseamnă că e mai mare obby-ul ăsta, e mai lung. Avem 15 stage-uri, sunt curios cât de lung o fi. Ok, aici ce se întâmplă? Aha, avem o chestie de asta care se învârte. Bun, avem noi treabă cu ea, trecem peste ea, luăm checkpoint-ul și mergem mai departe. Ușurel, ușurel. Și luăm și checkpoint-ul ăsta. Ok, aici avem de-astea invizibile. Bă, uitați-vă cât de mișto are reușit să facă. Adică nu știu, nu, mie încă nu vine să cred. E ca și cum aș juca un joc nou Hello Neighbor cu toate caracterele mele preferate. Ok? Și l-au făcut gratis. Adică nu a cerut niciun ban pe el. Deci nu știu, e ieșit din comun. Chestii de genul ăsta nu prea se întâmplă de obicei. Mai ales un mod de nivelul ăsta atât de mare. Chestie care nu face decât să mă bucure, clar, că am văzut că vă place și vouă. Și v-am zis, dacă ați ajuns până acel episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment să facem și noi acolo like-urile necesare. Aici e un piculeț mai greu, trebuie să calculez și distanța pe care are chestia asta care vine. Și să calculez și săritura. Hopa! Mamă! Hopa, ușurel! Calmează-te! Ce era să pic acolo. Wow, obby-ul ăsta chiar este intens. Ce trebuie să fac? O-ți alegi, ori mergi pe laterală, ori mergi pe acolo. Bun, am ales să merg pe laterală. Aici sărim. Suntem în fabrica lui de înghețat aici. Sau unde am ajuns? Știam că Rod e prieten cu... Rod fiind omul de înghețată, pentru cei care nu știți cum îl cheamă. Nu știam că el e prieten cu vecinul din Hello Neighbor, dar se explică multe. Pentru că... seamănă între ei așa, vecinul cu Rod. Cam seamănă la comportament și la chestiile pe care le fac ei de obicei. Luăm și checkpoint-ul ăsta de aici. Haide, perfect. Cred că pe aici o să fie mai ușor. Nu, am alunecat iarăși. Bă, n-am dat multe failuri la obby-ul ăsta. Trebuie să recunosc că am destul de ok. Deci destul de ok. Așa, bun. Cred că ăsta e drumul. Și săritură, yes. Am ajuns unde trebuie. Cum zice, congratulations, da, ăștia sunt băgați în înghețată, ia uitați-vă, ăștia fiind developerii, da, băieții ăștia doi. Și hai să vedem câte views am făcut și câți abonați am făcut la obby-ul ăsta. Am reușit să atingem gold time-ul, am impresia, dacă nu mă înșel. Mamă, 4.700.000 de vizualizări am făcut la videoclipul ăsta. 1 milion de abonați în plus. Uite ce zice lumea în comentarii, yes, what, le place foarte mult. Mamă, am dat și eu like aici la videoclip, cum ați dat și voi. Și hai să vedem următorul. Ce ne mai așteaptă, nebunia totală? Avem 2.800.000 de abonați. Facem 3 milioane de abonați la următorul obby. Avem aici Cuphead Adventure. Cine mai ține minte jocul Cuphead? Pentru că noi ne-am jucat Cuphead acum o perioadă lungă de timp. Cu ăștia doi, da, a fost un joc extrem de greu și mă aștept ca și obby-ul lor să fie extrem de greu. Chiar e lumea din Cuphead. Oh my god, ce tare e. Nu știu, cine mai ține minte Cuphead? Ia scrieți-mi în comentarii, vreau să știu câți dintre voi vă mai aduceți aminte de joc.
Știu că au vrut să bage ceva DLC. Ar fi interesant să revizităm așa Cuphead când bagă DLC-ul ăla. Să vedem. Ăștia se urcă, se cațără. Eu nu pot să mă cațăr din păcate, dar am să trec pe aici, pe laterală. Zac. Ho-ho. Trebuie să ai grijă la podul ăsta. Ei din nou stau aici frumos, se uită. Bun. Săritură și nimeresc. Hai că nimeresc dacă e. Da, mi-am încercat norocul, ok? Trebuie să recunoașteți. Mi-am încercat norocul și dacă norocul a spus nu, așa a rămas. Bun, sărim aici, sărim aici. Avem 12 stage-uri la ăsta. Nu știu cine-i fata asta. Tot din Cuphead trebuie să fie, dar nu mai țin minte. Știam că sunt doar ei doi, atât. Poate nu mi-aduc eu aminte bine. Știe cineva cine-i fata asta? Ăștia sunt bucuroși să o vadă. S-au îndrăgostit, bă, nene! Ia stai așa, uite, s-a îndrăgostit ăsta din Cuphead. Bun, luăm checkpoint-ul. Opa. Așa, sărim mai departe. A, sunt false! Unele dintre ele sunt false, ok. Alea cu roșu sunt false. Trebuia să-mi fi dat seama că sunt. Dar, na, nu m-am gândit. Ok, aici povestea. Se pare că ei vor aluneca de pe un munte sau ceva de genul ăsta. Vedeți? Așa. Luăm checkpoint-ul din nou, sărim aici. Hop, mamă, la fix. Zici că sunt profesionist sau ceva. Uite ce bine mă descurc. Exact când zic și eu că mă descurc bine, atunci, frate, se întâmplă nebunia, știi? Dar nu este problemă. Ne descurcăm noi până la urmă. Ce faceți, băieți? Veniți și voi? Ia uite-l pe... ia uite! Ia uite la el! Și ăsta? Și ăsta se descurcă. Mergem mai departe. Intrăm în castel, cred că. Or fi false astea? Nu cred că nu au chestia roșie. Sper să fie în regulă. Bun, luăm checkpoint-ul. E ăsta cu zarul, țin minte. E de la boss fight-ul ăla. Asta e că trebuie să avem grijă cum sărim aici. Uite așa, uite așa. Perfect. Șurel, ușurel. Ce face aici, nebunule? Nu știu ce face, vrea să se bată cu el. Ia uitați-vă cât de mare e. Mamă, l-a prins pe ăla micul albastru. Săracu. Și este și ăsta, și pe ăsta îl țin minte. Mamă, ce mișto au făcut nivelul, mă. Deci nu știu, mi se pare wow. Știu că tot vă repet faptul că e genial, dar chiar e, adică, nu știu, trebuie să recunosc, e ceva ce este foarte, foarte ieșit din comun. De câte ori am dat fail, da? Nu știu exact cum am reușit să trec de data asta, dar a fost extraordinar de greu. Așa că... da, și încă e. Și cred că obiurile încep să devină din ce în ce mai dificile. Adică prima dată când am început seria asta nouă de Hello Neighbor, obiurile nu erau atât de grele. Acum s-au schimbat treburile și cu siguranță este mult, mult mai dificil. Era să pic acolo. Bun, acum mergem pe drumușorul ăsta și hai să vedem dacă reușim să ajungem la timp. Yes, haide, congratulations! N-am făcut timpul roșu, ceea ce e bine. Nu că era o problemă mare dacă făceam timpul roșu, dar cu cât te descurci mai bine, cu atât videoclipul tău aparent strânge mai multe vizualizări, mai mulți abonați și te ajută pe tine în joc să avansezi mai rapid. Bun, hai să vedem câți abonați am reușit să strângem. 500.000 de abonați, vedeți? Un piculeț mai puțin decât data trecută, pentru că nu ne-am descurcat la fel de bine. Obiu a fost un piculeț mai greu, dar nu este nicio problemă. Bun, și acum mai avem Video Game News Party. Deci este petrecerea celor care au făcut jocul. Hai să jucăm și pe ăsta. O să jucăm și pe ăsta în episodul de azi. Este petrecerea lor, frate. Ia uitați-vă. Opa, perfect. Perfect, perfect. Au dat petrecere. Că au reușit să fac acest incredibil mod. Așa. Bam. Și... bineînțeles, după asta o să trebuiască să ajungem la 10 milioane de abonați sau ceva de genul ăsta ca să putem să avansăm mai departe. Cred că da, am să mă uit acolo să vedem. Am să dau și comandă de pe net la niște chestii, să vedem dacă reușesc să fac rost de ele. E fata aia. Așa că ea a participat la crearea modului sau nu. Asta doar ei știu. Dar, da, felicitări lor pentru această reușită. Pentru că este o reușită până la urmă. Dar hai că încerc să-l fac așa mai pe speedrun, să zic. Hai că încerc să-l fac mai pe speedrun. Vreau să văd dacă reușesc să ajung mai repede, da? Ca să fac un timp mai bun. Asta nu pare atât de dificil ca celălalt? E mai ok.
apare mai mult în stilul ăla Roblox, clasic. Haide că am reușit. Checkpoint. Bun. 140 este timpul. Da, astea sunt bune? Nu știu dacă, pe asta poți să stai. Că sunt mai închise la culoare. Cred că poți. Cred că e doar umbra. Încerci mecheria cu mersul pe laterală. Asta pare să fie cea mai bună strategie. Mersul pe laterală te ajută în jocul ăsta foarte mult. În Roblox poți să sari drept, pentru că știi mereu cât sari. În jocul ăsta nu știi niciodată cât o să-ți sară caracterul. Că sare random. Și tocmai din cauza asta e un piculeț mai greu. Dar vom reuși noi până la urmă. Nu ne dăm bătuți cu una, cu două. Așa. Nu o să facem noi timpul de gold, dar nu este asta o problemă. Zac. Și de aici frumos, frumos. Trecem printre asta să nu ne lovim. Deci, de fiecare dată când încerc să iau o scurtătură, nu prea merge. Deci, o să încercăm să facem chestia asta pe modul clasic. Pe bune, n-ai niciun checkpoint până acolo? Aba, da, are unul. Ok, Doamne ajută. Mă gândeam că nu e niciun checkpoint, că era chiar o problemă mare. Dar se pare că e unul. Spam. Așa, mergem pe astea, sărim din nou. Sărim din nou și... Yay! Congratulations! Thank you for playing! Și iată... Am reușit să terminăm și obiul acesta cu Video Game News Part. Hai să vedem câte views am făcut pe acest videoclip. Mamă, câte views, 3.900.000 de views. Și acum, ca să ajungem la următorul stadiu din joc, noi trebuie să facem 10 milioane de abonați. Deci asta o să se întâmple data viitoare, dacă o să văd că vă place. Și până atunci, hai să-mi comand o grămadă de astea, o grămadă de toate, mă frate. Fiți atenți, fac toate cumpărăturile din lume. S-a întâmplat aici afară. Oh my god! Și cum desfac pachetele astea? Mi-au venit o grămadă de pachete, mi-a venit un măr roz. Bă, am mâncat mărul roz. Am mâncat și mărul negru. Bă, chiar e o umbră. Ia uitați-vă. Asta e destul de creepy. Asta e sincer, e destul de creepy. Ții cutia în mână și dai click. Și vezi ce e înăuntru. Ah, cred că faci un mega unboxing data viitoare. Mamă, ce tare! Yay! Diferite chestii ce îmi poate să-mi pice. Ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!